Bun găsit, România! Te salut cu drag de aici din Iași, de pe TVR Iași, dar și de pe TVR3. Este ora 16 și avem o nouă ediție de Regiunea în Obiectiv și vă invit în următoarele 50 de minute să rămâneți aproape de noi, pentru că avem subiecte foarte, foarte interesante, subiecte pentru care merită să vă dedicați din timpul dumneavoastră prețios. Nu știu cum se întâmplă în alte orașe, dar aici în Iași, la început de octombrie, e o explozie, să spun așa, să fie un ton cu vremea mustește a evenimente. Fie că vorbim de FILIT, Festivalul Internațional de Literatură, fie că vorbim de Festivalul de Teatru pentru publicul tânăr și multe, multe alte evenimente. Însă astăzi vă propun să discutăm despre cei 100 de ani de medicină psihiatrică la Iași, cei 100 de ani care vor fi sărbătoriți printr-un simpozion devenit tradiție. Tot astăzi vorbim și despre simpozionul internațional Monumentul, Tradiție și Viitor, ce înseamnă conservarea monumentelor și de ce e important să facem acest lucru. Și încheiem cu un invitat de seamă, este vorba despre scriitorul și psihiatrul Ion Vianu, care va susține mâine aici la Iași o conferință foarte interesantă. Dacă v-am atras atenția, e foarte bine, vă invităm să rămâneți alături de noi, dar haideți înainte de toate să mergem la Steliana Orășanu să vedem ce ne pregătește pentru telejurnalul de la ora 18 și când revenim, vă spun și ce premii avem, pentru că avem premii pentru dumneavoastră. Rămâneți cu noi! Bună ziua, Anca! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Avem știri astăzi, precum e vremea, depinde unde stai, la umbră sau la soare. Scandal în mijlocul străzii. O juristă de la Protecția Copilului din Vaslui ar fi fost lovită după ce a ieșit de la tribunal chiar de o mamă căreia i-a fost luat copilul și dat în asistență maternală. Femeia a vrut să se răzbune și a dorit să afle unde este pruncul. Decizia a fost luată de instanță după ce în spațiul public au apărut fotografii cu cei doi copii ai familiei care erau îndemnați chiar de mama lor să bea bere. Aceasta a susținut că nu avea bani cu ce să le cumpere de mâncare copiilor. Fotografiile au fost făcute în autogara din Vaslui, iar martorii au spus că femeia a încercat să le potolească foamea copiilor cu bere. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Vaslui s-a autosesizat în urma unui articol apărut în presă și astfel s-a ajuns la proces. Instanța a decis că cei doi minori, unul de 5 și celălalt de 7 ani, sunt în pericol în familie și a dispus plasarea lor la asistenții maternali. Supărată că va rămâne fără sprijinul financiar de pe urma copiilor, femeia a decis să se răzbune pe juristă. Am închis convorbirea, dar am rămas cu telefonul în mână, n-am apucat să-l pun în geantă și în acel moment doamna cu geaca mi-a tras în cap. Odată eu, deci fiind luată prin surprindere, am reușit probabil să bag telefonul în geantă, unde îmi sunt copiii la Marcu fiind asistentul maternal. Deci am primit o lovitură cu geaca, a doua și a treia, cu o ură foarte mare. Atunci, agitată fiind, o doamnă din parcare, singura care era în acel moment, nu urca și nu trece absolut nimeni, m-a întrebat, doamnă, vă este rudă? Ce se întâmplă? Și eu am spus, nu, eu sunt reprezentantul Protecției Copilului și au fost copiii luați doamnei. Reprezentanții instituției spun că vor face plângeri la parchet și poliție. Doamna, care este jurist, nu avea nicio legătură, ea numai instrumentează dosarul. Și ca să te duci la instanță și când ești de acolo să fii bătut, mi se pare un lucru extraordinar de grav. Îți face plângeri? Noi deja am discutat cu colegii care au lucrat și pe partea penală și să facem o plângere penală atât la poliție cât și la parchet, să ia toate măsurile care se impun, pentru că nu știu dacă trebuie să angajăm pază de corp la oamenii care merg în instanță. Pe lângă copiii de 5 și 7 ani, familia mai are un minor de 16 ani. Însă el a declarat reprezentanților de la Protecția Copilului că își poate purta singur de grijă, fiind angajat cu jumătate de normă la o societate de construcții. Schimbăm registrul acum, 10.000 de volume își așteaptă noi proprietari pe Arca lui Gutenberg, târgul de cărți și arte frumoase deschise la Iași. Evenimentul ajuns anul acesta la cea de-a patra ediție propune și o serie de conferințe susținute de scriitori precum Ion Vianu, Alex Ștefănescu și Andrei Cernea.
Pasionații de lectură sunt invitați să facă Ocolul Lumii în 5 zile livrești pe Arca lui Gutenberg. Într-o țară în care unul din 5 români nu citește deloc, copiii și tinerii se încăpățânează să ne demonstreze contrariul. Chiar dacă de multe ori telefonul mai fură din orele de lectură, unii adolescenți sunt interesați de noile apariții. Câte cărți ai citit până acum? În vacanța aceasta de vară am citit 10 cărți. Pentru că am fost înscrisă la un concurs de citit. Și îmi propun să mai citesc. Mai am în bibliotecă cărți pe care le-aș dori. Mai mult pe telefonul mobil sau mai mult cu ochii în carte? Ca orice copil din generația aceasta, cu telefonul mai mult. Pe telefon. Citești pe telefon sau? Nu, pe telefon nu citesc. Îmi place cărți. 80 de edituri reunite în 40 de standuri propun o ofertă de 10.000 de titluri pentru toate gusturile. Beletristică, istorie, filosofie sau cărți pentru copii, dar și volumele autorilor prezenți la Festivalul Internațional de Literatură și Traducere de la Iași, care debutează tot astăzi. Noi suntem și parteneri cu Festivalul Internațional de Literatură și Traducere. De altfel, suntem parteneri și cu Festivalul de Teatru pentru Publicul Tânăr. Nu este o întâmplare că toate aceste evenimente se întâmplă în același moment. Cu ce a venit editura Junimea la Arca lui Gutenberg? Cu Emine și Ana, la numărul 95, colecția celebră, începută în anii 1974-75, este o ediție semnată de academicianul Eugen Simion, proza lui Eminescu. Am lăsat-o și la Chișinău, la Românii de peste Prut, relativ recent. Colecția Cantos, în care, de pildă, reapare un volum de versuri semnat de Grigore Vieru. În urmă cu 40 de ani a apărut acest volum, ca printr-un miracol, la editura Junimea. A fost primul poet român de peste Prut din fosta Uniune Sovietică, apărut cu alfabet latin în limba română. Târgul de carte și arte frumoase, Arca lui Gutenberg, se va încheia duminică. Acestea au fost știrile pentru moment. Noi ne revedem de la ora 18 la telejurnalul regional de la TVR Iași. Și să știți, dacă ajungeți prin Iași, îmbrăcați-vă bine, pentru că e soare cu dinți și bate vântul. Anca, înapoi la tine. Mulțumim foarte mult, Steliana, însă e foarte frumos în această perioadă, mai ales că ne pregătim de sărbătorile Iașului și, așa cum spuneam, sunt multe, multe evenimente. Și ce frumos se leagă lucrurile, pentru că tot de Arca lui Gutenberg, să spunem că organizatorii acestui târg de cărți și arte frumoase sunt și vinovații, cu ghilimelele de rigoare, sunt cei care vă oferă premiul din această după-amiază. Oferim un premiu unui telespectator fidel care ne sună și ne spune cum i-a fost ziua până în acest moment. Două cărți semnate de autorul Andrei Cornea, care de altfel va fi prezent la Târgul de Cărți și Arte Frumoase și va susține și o conferință foarte interesantă, Era Ignoranței, în sâmbătă, dacă țin eu bine minte. Însă, noi mergem mai departe și tot începutul de octombrie marchează și 100 de ani de medicină psihiatrică la Iași. Mai multe detalii despre simpozionul devenit deja tradiție ne poate oferi academicianul profesor universitar Vasile Chiriță, președintele simpozionului Socola 1918, începuturile psihiatriei moderne. Bună ziua și bine ați venit! Sărămâna, bine v-am găsit! E un eveniment, așa cum spuneam, cu tradiție. Ce înseamnă el de fapt și de ce îl organizați? Este o tradiție pentru noi, am instaurat-o noi, pentru că ne face mare bucurie să fie o tradiție această manifestare științifică pentru psihiatria iașană și nu numai. Tradiția este bine să fie respectată, pentru că Spitalul Socola are 113 ani. Deci nu are 100? 113 ani. E și un moment care face legătura cu 100, dar de la înființare are 113 ani. El a fost construit, gândit și conceput de o mare personalitate a psihiatriei românești de la acea vreme și care este și astăzi reprezintă ceva, doctor Alexandru Brăiescu, care a conceput spitalul după ce a fost trimis de către Ministerul Sănătății la o perfecționare în Franța și cu această ocazie a vizitat multe spitale din Europa. Franța, Elveția, Belgia, Austria.
pentru că avea în cap să construiască acest spital. Spitalul a fost inaugurat pe 12 octombrie 1905. Și de aceea noi de fiecare dată facem această manifestare în jurul datei de 10-12 octombrie, oricum până în Sfânta Parascheva. Pentru că atunci e mai dificil de găsit locuri în Iași pentru alte manifestări decât această importantă manifestare pentru Iașul și populația Iașului. Care vor fi temele simpozionului? Ce se va întâmpla de fapt acolo? Acest spital, vreau să mai menționez un lucru care nu ne face, este un motiv de mândrie pentru noi, a fost primul spital din România, din Principatele Române. Primul spital modern de psihiatrie. Și datorită acestui spital s-a trecut în țara noastră de la asistența caritabilă la nivel de mănăstiri, cum era până atunci, la Mănăstirea Golea, o cunoașteți, la Mănăstirea Neamț, erau locuri pentru asistența bolnavilor psihici. Din 1905 s-a trecut la o asistență modernă, corespondentă cu asistența de la... Același lucru s-a întâmplat în toată Europa. Da. Și s-a trecut la o etapă modernă a psihiatriei. Și așa vorbim de psihiatria modernă. Însă vă întrebam de simpozion, pentru că mă interesează care vor fi temele, ce veți dezbate acolo? Tema este axată pe, se și denumește, începuturile 1918, începuturile psihiatriei moderne. Și asta este adevărat ce spun eu, pentru că începând din 1905 și apoi în 1912 și 1918 au fost niște etape în care psihiatria a progresat și s-a apropiat de valorile psihiatriei moderne din Europa. Temele simpozionului, în primul rând, se axează pe o istorie a evoluției spitalului Socola, pe menționarea marilor personalități care au onorat acest spital, pentru că au fost mari personalități. Despre cine vorbim? Păi vorbim, dacă începem, cu Brăescu, care a fost o mare personalitate și care a făcut un lucru extraordinar. Și dacă ar fi să, fără să abuzez de timpul dumneavoastră, psihiatria a început-o Brăescu, care a modernizat și asistența clinică și a inițiat și învățământul psihiatric la Facultatea de Medicină. Dar din anul 1912 a venit la Iași, a fost prin concurs ca profesor universitar Constantin Iparhon, care reprezintă momentul cheie în dezvoltarea spitalului la cote mult mai înalte. Pentru că Parhon era o mare personalitate, el fiind neurolog și psihiatru, și prin concurs a ocupat acest post și aici a făcut niște lucruri foarte utile pentru spitalul acesta și pentru ca să fie și cunoscut. El a inițiat și a dezvoltat cercetarea științifică. Era un om de știință și atunci a făcut foarte multe lucruri în plan științific, dar și în planul asistenței bolnavilor psihici. A înființat pentru prima dată în România Societatea Medicilor Neurologi și Psihiatri din România. Mai târziu, după vreo 2 ani, a înființat Asociația Psihiatrilor din România, care o avem și acum și care aici s-a născut la Iași. Deci sunt momente de pași foarte importante. Foarte importante. A editat o revistă a Societății de Neurologie, Psihiatrie și Psihologie, buletinul acestei societăți, care cu atât mai mult a făcut ca școala de psihiatrie de la Iași, inițiată de Parhon, să fie cunoscută în țară și în străinătate. Aceasta ar fi una din personalități, dar a mai fost. Au mai fost personalități. Pot să trec succint în revistă?
după ce Parhon a plecat la București în 1934, unde i s-a creat post pentru disciplina de endocrinologie, pe care de fapt el a fondat-o și el a fost unul dintre pionerii endocrinologiei din Europa. Locul lui a fost luat de unul din elevii săi, profesorul Balif, o personalitate marcantă a psihiatriei și a vieții universitare din România. El a fost rectorul universității la un moment dat, în perioada 1934-1940. După Balif, care a făcut multe lucruri pentru psihiatrie, au succedat colaboratorii și elevii lui. Și atunci aș putea menționa aici pe profesorul Brânzei, pe mai departe pe profesorul Pirojinski, profesorul Romanescu, nume importante pentru psihiatria din țara noastră și nu numai. Fiecare au pus cărămidă peste cărămidă. Cărămidă au continuat ceea ce a început Brăiescu și Balif și au construit într-adevăr, modernizat spitalul și asistența psihiatrică și partea de educație, de învățământ și de cercetare științifică. Poate cel mai important dintre numele pe care l-am spus, cel puțin pentru mine, dar nu numai, este profesorul Petre Brânzei, care în 1966 a devenit șeful catedrei de psihiatrie de la Institutul de Medicină și directorul spitalului. Și care prin personalitatea și activitatea sa a dinamizat drumul ascendent al psihiatriei la nivelul Socolei și la nivelul Moldovei și la nivelul țării noastre. Pentru că a fost o perioadă de mare efervescență pentru țara noastră. Brânzei a făcut multe lucruri. A modernizat spitalul. A modernizat secțiile exterioare pentru bolnavii cu evoluție prelungită. A avut inițiative inovatoare. A înființat el, pentru prima dată în țara noastră, un serviciu de zi, care era nou și în Europa, la timpurile acelea, în țările, în Franța, în țările, să zicem, avansate, mult mai avansate ca noi. Ce a mai făcut Brânzei? A înființat un serviciu psihosocial pentru asistența ambulatorie a bolnavilor și dispensarizarea lor și recuperarea acestor suferințe grave. Serviciul psihosocial de la Iași a fost preluat în asistența sanitară din România sub forma centrelor de sănătate mentală, pe care le știți și astăzi și care funcționează și care au un rol important în asistența psihiatrică în general. V-aș propune să ne întoarcem în prezent și, din punctul meu de vedere, ceea ce observ în societate, sănătatea mentală e încă un tabu pentru România și v-aș întreba pe dumneavoastră cum vedeți rolul medicului psihiatru în societatea actuală? Da, din acest punct de vedere pe care l-ați foarte bine l-ați punctat dumneavoastră, medicul psihiatru trebuie să facă în primul rând multe lucruri, dar în primul rând trebuie să lupte pentru promovarea sănătății mentale și pentru destigmatizarea bolnavului psihic, lucru extrem de important, pentru că din păcate și nu numai la noi, există încă reticențe de a merge la psihiatrie pentru că te vede lumea și... Da, și în general rețineri în a-ți arăta partea vulnerabilă, adică de cele mai multe ori ne pozăm pe Facebook cu vieți fericite când totul e roz și de fapt nimic nu e ceea ce pare. Da. Ori apelând la psihiatrie, omul zice că mai bine nu mă duc, o să-mi treacă, o să văd, mai aude ce a mai făcut altul și se doftoricește acasă, ceea ce nu-i bine deloc. Dar este o acțiune care de mulți ani durează, nu numai în țara noastră, în toată Europa și nu numai în Europa, de destigmatizare. Aceasta prin implementarea eticii medicale în activitatea oricărui medic, care trebuie să știe cum să abordeze bolnavul, să-l trateze, dar fără să se prejudicieze imaginea, fără să atingă demnitatea lui.
fiecare individ are dreptul la acest lucru. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste răspunsuri și pentru aceste informații. Încă o dată, la mulți ani! Mulțumim! Și cu siguranță ne vom vedea tot aici pe canapea și anul următor. Doamne, cu vești și mai bune! Noi mergem în momentele următoare, mergem la Vaslui, pentru că în aceste zile municipiul Vaslui găzduiește cea de-a 25-a ediție a Festivalului Umorului Constantin Tănase, un eveniment cultural de anvergură în România și, dacă știu eu bine, este primul festival de umor din România, însă mai multe detalii ne poate oferi colegul nostru, Sergiu Ciocoiu. Bună ziua! Bună ziua, sărmână Anca, bună ziua telespectatorilor. Vorbeați despre terapie mai înainte cu ajutorul intervențiilor psihoterapeutice, a psihiatrilor. Un alt fel de terapie, poate cu rezultate și mai îmbucurătoare, este cea prin umor, este cea prin spectacole de calitate. Ei bine, asta se întâmplă aici, este ediția 25-a acestui festival bienal, primul de umor din România, Festivalul de Umor Constantin Tănase de la Vaslui. Suntem în toiul festivalului, toată povestea aceasta a început duminică, până cealaltă, până duminica următoare va ține, așadar suntem în bun mijlocul manifestărilor. Stăm de vorbă cu Lucian Onciu, organizator, directorul, managerul Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale. Bună ziua! Bună ziua! Ce ar fi de spus despre această a 25-a ediție jubiliară? Cea de 25-a ediție a avut două obiective importante. Să readucem publicul în sală, un obiectiv pe care noi l-am inițiat încă de la prima ediție de care m-am ocupat eu, cea din 2010. Treptat încep lucrurile să iasă. Dacă la prima zi vă spuneam într-o altă intervenție că lucrurile arată bine pe hârtie în ceea ce privește programul, ne doream foarte mult ca acest aspect să fie reflectat și numărul de spectatori prezenți în sala Casei de Cultură din Vaslui. Ați fost martori acestor prime trei zile și sala s-a dovedit a fi neîncăpătoare. Cel de-al doilea obiectiv a fost să atragem trupe de teatru importante pe care le are România și grăitor este faptul că în acest moment am reușit să convingem Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu să ne fie alături. Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu ne este alături și este reprezentat prin însuși directorul, domnul Constantin Chiriac, care în seara aceasta va avea un recital, o să spunem. Bună seara, domnului Constantin Chiriac, bună seara! Bună seara, bine ați venit la Vaslui, vă spun în calitate de vechi participant la acest festival. Domnul Valentin Silvestru a ținut în anul 1988, acum 30 de ani, când eram foarte, foarte tânăr, să fiu în această sală unde au fost 1000 de spectatori cu spectacolul pe care l-am făcut după Sorescu, Dea Viața, care a luat marele premiu la gala recitalurilor dramatice, să vină aici sub semnul umorului pe care Constantin Tănase l-a adus în viața românească cu o excelență, din păcate, de neegalat și să facă acel recital cu care luase marele premiu la acea gală. Iată, după 30 de ani, printr-o perioadă de peripeții, cel puțin până în 89, veneam în fiecare an să jucăm la Vaslui. Din păcate, de atunci nu am mai venit, imediat de după Revoluție. Și iată, m-am întors acum cu un moment în biserica de la Curtea Veche, Metanieție Părinte, iar seara asta un dialog dintre Creangă și Eminescu, domnule și frate Eminescu, în care cei doi mari scriitori își dau mâna sub semnul marii prietenii care i-a animat. Sunteți și directorul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Aici, din nou, reprezentații dramaturgice, teatru. Puteți trage o linie, o punte, o legătură, pentru că tot despre comunicare va fi vorba și în recitalul pe care îl veți avea peste o oră. În primul rând, cred că este important că în România există un festival de umor. Pentru că, dacă ne uităm, roate împrejurul lumii, niciodată dictatorii lumii nu se vor teme de lacrimile popoarelor care suferă, ci de râsul oamenilor.
Și atunci trebuie să încurajăm râsul. Bineînțeles, râsul de calitate. Și ceea ce fac ei în această clipă, încearcă într-adevăr să aducă companii bune și în același timp ce am văzut, au dezvoltat un program de voluntari care chiar m-a impresionat, pentru că seară de seară voluntarii aplaudă publicul că au venit la teatru și că au vrut să se destindă, că au vrut să găsească acest dialog sub semnul zâmbetului, al bucuriei și al miracolului. Le doresc din toată inima să continue pe această cale și ca, într-adevăr, organizator de festival ce sunt, un festival care anul acesta, prin cifrele pe care le-a avut, s-a clasat pe primul loc în lume, poate să spună realmente cu argument și am calitatea cuvintelor pe care le spun, că această comunitate poate fi refăcută printr-un dat cultural. Țin să-i felicit. Așadar, un râs asumat, un râs inteligent aici la Vaslui, s-a făcut o punte și nu numai între Vaslui și Sibiu, între Vaslui și București, pentru că va fi și Teatrul Odeon, au fost caricaturiști și sunt de peste tot. Manifestările, vă spuneam, continuă până duminică, vor fi în continuare caricaturi, vor fi premiate proze umoristice, vor fi reprezentații teatrale în continuare până duminică. Veniți la Vaslui, convingeți-vă! Mulțumim foarte mult, Sergiu, pentru informații. Da, vorbim despre un festival important de la noi din țară dedicat comediei, unde vin producții și spectacole foarte bune, ca să nu mai spun de trupele și întâlnirile dintre trupele de teatru. Viața-i teatru, teatru-i viață, însă să știți că nu e teatru, e adevăr. Pachetul de cărți a ajuns la cine trebuia să ajungă astăzi, la Irina Matei din Iași. Felicitări, ea este câștigătoarea celor două cărți pe care cei de la Arca lui Gutenberg le-au pus la dispoziție pentru dumneavoastră. Și mergem mai departe, discutăm despre Simpozionul Internațional Monumentul Tradiție și Viitor, care anul acesta a ajuns la cea de-a 20-a ediție. 20-a ediție înseamnă mult. Bună ziua și bine ați venit la noi, spunem doamnei Aurelia Echim, directorul Muzeului Unirii din Iași. Între timp, Muzeul Municipal, da, 20 de ani, să știți că vă priveam acum înainte de a intra în emisie și mi spun, domnule, au trecut 20 de ani și încercam să văd cu cine am făcut prima întâlnire și primele știri despre acest simpozion. Da, au trecut 20 de ani. Cum a evoluat? Și să știți că a evoluat foarte frumos, foarte frumos. La început am plecat numai de la tehnici și tehnologii de restaurare, fiindcă Muzeul Unirii atunci intra în restaurare și eu îmi puneam întrebări de ce se ceartă lumea, de ce nu iese sau ce trebuie să facem ca să iasă o restaurare așa cum spune definiția, adică cât mai aproape de original. Și în urma unui simpozion de la Bistrița, unde am participat, atunci era președintele Comisiei Monumentelor Istorice, domnul Andrei Pipide, iar la comisie în minister era regretatul Dan Nicolae. Când am văzut că Moldova nu era reprezentată, m-am uitat în jur și zic, da, se poate una ca asta. Și în pauză m-am dus lângă domnul Pipide și zic, la, nu vreți de la anul să fie la Iași? Și s-a uitat așa la bine și zice, da, de ce nu? Ei, a început și de atunci l-am avut în fiecare an. Am început cu tehnici și tehnologii de restaurare, dar simpozionul a evoluat pentru că a fost ca temă prioritară, disputa între constructori și arheologi, avem care și noi, s-a rezolvat. Îmi cer scuze, avem chiar acum imagini frumos, de la simpozionul din 2016. Da, imagini oferite de jurnalistul Vasile Arhire. Da, îi mulțumesc tare mult. După aceea, și s-a rezolvat, au venit la aceeași masă structuriștii și arheologii. Apoi au venit istoricii de artă și iată, acum sunt și istoricii, cercetătorii, încât, practic, noi am încheiat foarte bine ce înseamnă a restaura un monument istoric, să se facă întâi istoricul adevărat, să se facă o cercetare cu arheologia, cu arheologie, dar mai ales și ca arhitectură, încât o restaurare să nu mai fie să iei monumentul de unde l-ai găsit, ci să-i faci un proiect de restaurare așa cum era el la început. Și vorbim și de un simpozion internațional, aveți invitații și... Sigur, sigur.
sigur, în fiecare an am avut invitați și din afara țării. Am avut din Franța, am avut din Italia. Iată, anul acesta avem și din Austria. Avem invitat o doamnă arhitect de la Comisia de Urbanism de la Primăria Vienei, care vine cu o temă interesantă și noi am rugat foarte mult să vină să ne spună și nouă cum au reușit ei, pentru că și Viena a trecut printr-un război și acolo au fost construcții bombardate, cum au reușit să le integreze atât de bine, astfel încât pe orice stradă te-ai duce, nu vezi o agresivitate între un monument cu o arhitectură foarte frumoasă și unul care îi vezi un alt gen de arhitectură, o cromatică, dar nu agresează, nu sare în ochi, nu este țipătoare, ci e un fapt firesc și normal. Să spunem așa că nu e, pe românește, nu e ca nu cam perete. Nu, exact. Da, mâine va avea loc deschiderea în aula Universității Gheorghe Asachi. Noi am scris pe invitație Carmen Silva și foarte multă lume e derutată unde este. Da, este aula Universității Gheorghe Asachi din Iași, deci în Copou, la ora 9. Vor fi oficialitățile care vor accepta să vină mâine să fie cu noi în deschidere. Toți participanții pe care îi avem, invitații noștri, să știți că invitați sunt destul de mulți. Noi avem peste 80 de comunicări, deci vă dați seama că sunt cel puțin 80 de comunicanți. Dar noi am rugat foarte mult să vină din Iași cât mai mulți personalități care sunt legate de și instituții legate de monumente în general. Apoi mesaje, tot ce înseamnă o deschidere. Am pregătit și noi surprize pentru cei care într-adevăr au privit cu seriozitate sau care pur și simplu toată viața și-au dedicat-o monumentelor istorice. Pe urmă se va dezveli o placă la cercul militar, care în perioada Primului Război Mondial, acolo a fost Ministerul de Externe. Continuăm simpozionul la ora 16. Deci în plenul plenului va fi prezentat albumul. Avem un album extraordinar de bine realizat, 20 de ani în slujba monumentelor, prezentat de primul director, cel care a avut încredere în mine atunci și a spus: da, foarte bine, nu ai bani, dar dacă vrei să-i faci, fă-l. Și l-am făcut. Domnul Vasile Chirica, el va prezenta acest album, album care, răsfăindu-l, am avut grijă să fie acolo toate monumentele, toate edițiile și mai ales am pus în pagini de album și chipul celor care nu mai sunt, dar au avut un rol extraordinar în tot ce înseamnă monument istoric. Așa, deci un album dimineață, iar după amiază, începând cu ora 16, la sala Iustin Moisescu, în Alprea Sfinția sa, ne va primi și acolo va fi dezvelită întâi o placă pe Palatul Mitropolitan, pe care vor fi scrise numele celor care au stat în perioada Primului Război acolo, cu binecuvântarea Mitropolitului de atunci. Și aici va fi prezentat volumul Monumentul, care a fost scos de astă dată de sub îngrijirea editurii Doxologia din Iași. Apoi vor fi prezentate albumele dedicate, adică albumele cu regele Ferdinand I și albumul Regina Maria. Autor este Ioan Narcis de la Muzeul Peleș. Prezentarea o va face domnul profesor universitar, directorul Institutului Adexenopol, domnul Gheorghe Clivete. Ei, și acolo avem câteva surprize pentru cei care slujesc monumentele și mai ales în cei 20 de ani. După care vor fi la Palatul Culturii vernisajul altor două expoziții, una organizată de Uniunea Națională a Restauratorilor de Monumente Istorice din România, iar cealaltă organizată de Institutul Național al Patrimoniului. Iată că am spus și două instituții care în ultimul timp sunt coautori la organizarea acestui simpozion. O agendă plină de evenimente. Da, eu v-am spus-o doar pentru cea de prima zi, că da, apoi urmează comunicările. Vor continua, sigur. Însă da. Eu vreau să vă întreb și sigur. Să-mi răspundeți sincer. Credeți că în România acordăm atenția necesară patrimoniului cultural când vine vorba de restaurare și conservare? Adică mă refer aici și la bani. Eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră. Vreau să vă spun doar atât. A fost o lege extraordinară prin care
restaurau monumente doar firme care erau avizate de Ministerul Culturii și ca să primească avizul aveau specialiști atestați pe structuri, piatră, lemn, da, componente artistice. Și atunci, la jumătate de întrebare să vă spun, erau oameni competenți care într-adevăr făceau restaurări de calitate. Așa. Apoi, când a început restaurarea Muzeului Unirii, să știți că nu era prețul. Că prețul mic înseamnă a restaura. Nu. Peste tot în lume, restaurarea nu se poate face cu bani puțini. Și mai este o hibă pe care noi vrem să o discutăm anul acesta. Mentenanța. Adică n-ai terminat un monument de restaurat, îl dai beneficiarului, ai de termenul acela de grație de un an de zile, după care ce faci dacă nu ai bani în buget sau nu ți este dat, nu sunt dați bani să poți să-i acorzi în continuare întreținerea monumentului respectiv ca să-l poți menține așa cum e normal să fie un monument istoric. Iar dacă ar fi din punctul de vedere al banilor, este cea mai mare crimă, pentru că nu se dau sumele care trebuie într-un mod eșalonat și corect, în așa fel încât în momentul când începe un monument în restaurare, îi spui că în 2 ani îl termin și te trezești că durează cam 10. Ar atrage mai mulți turiști dacă noi am avea grijă și am fi atenți? Cu siguranță, cu siguranță, și Iașul nu are altă șansă decât aceea de a-și restaura monumentele, de a le pune în valoare și să mai înființeze muzee în Iași, astfel încât să atragem turiștii și chiar puțin pași câți am făcut cu această doamnă arhitectă din Viena, se uita chiar foarte atent la multe fațade care le-a văzut pe pietonal, venind până în Piața Unirii, și iată că deja își punea întrebări și spunea da, dar toate aceste elemente trebuie puse în valoare, că dacă le lăsăm să ne cadă balconul, lăsăm să feroneria să ne opunem, nu arătăm elementele de lemn de la ferestre. Am deschis cutia Pandorei. Da, însă eu vă mulțumesc foarte mult pentru informații. Dar să nu, vă rog să-mi permiteți să anunțăm că vineri la Muzeul Unirii sunt 4 secțiuni pe comunicări științifice, unde sunt invitați studenți la Facultatea de Arhitectură, studenți la Facultatea de Istorie, sunt comunicări extraordinar de interesante dimineață și după amiază, urmând ca apoi duminică să facem ceea ce facem în fiecare an, vizita de studiu. Și trebuie să mă lăsați să spun că această vizită de studiu nu este făcută întâmplător. În toți cei 20 de ani noi am mers la monumente restaurate, în curs de restaurare sau care sunt în fază avansată de degradare. Și avem o bucurie imensă că după 20 de ani, multe din monumentele vizitate de noi au fost restaurate. Așa că gândul cel bun tuturor celor care au în sarcină și grija monumentelor istorice. E păcat aceste perle să nu mai îmbogățească pământul și să-l facă frumos pentru generațiile viitoare. Fiindcă ele spun și vorbesc de la sine atunci când treci pe stradă de istorie și de un neam și de civilizația lui. Așa este, aveți foarte mare dreptate, motiv pentru care sunt importante astfel de evenimente, cum este Simpozionul Internațional Monumentul Tradiție și Viitor, între 4 și 7 octombrie aici la Iași. Încă o dată mulțumim și mult succes! Și eu vă mulțumesc că ați fost întotdeauna alături de noi! Noi mergem mai departe, nu ratați în această seară de la ora 18 și 30 de minute, aici pe TVR Iași. Promovăm emisiunea Iașii Marilor Iubiri, fericita Veronica. Veronica Antal este cel de-al 6-lea român care este declarat fericit de către Biserica Catolică. Ea este prima femeie româncă, prima tânără româncă și primul laic român ce a fost ridicat la cinstea altarelor. Haideți să vedem un fragment din ceea ce puteți urmări dumneavoastră de la ora 18 și 30 de minute pe TVR Iași. Thank you.
mai auzit după aceea. Până la răsăritul soarelui n-a mai fost decât o netulburată liniște. Câmpul se ridica din rouă în strălucirea dimineții, odată cu primele raze de lumină și florile care i-au vegheat sfârșitul. Iași și marilor iubire, astăzi de la ora 18:30 pe TVR Iași, Oana Lazar, realizator. Și vă spuneam că începutul de octombrie la Iași aduce foarte multe evenimente, dar aduce și foarte multe personalități și în aceste momente am onoarea și bucuria să stau de vorbă cu scriitorul și psihiatrul Ion Vianu, care mâine va susține o conferință interesantă la Iași, postom și psihiatrie, în cadrul Târgului de Cărți și Arte Frumoase, Arca lui Gutenberg. Bună ziua și bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Ce faceți? Bine ați venit în Iași! Fericit să fiu la Iași, un oraș pe care îl iubesc foarte mult, unde am fost de foarte multe ori și pe care îl găsesc tot mai frumos și mai viu. Chiar față de acum 4 ani, când am fost ultima dată. Aici. E un oraș care se dezvoltă, dacă îmi permiteți să-mi exprim opinia. E un oraș în continuă mișcare, mai ales în momentele în care vin studenții aici la Iași. Un oraș deschis, da. Din toate punctele de vedere. Și un oraș spiritual. Un oraș al unei anumite efervescențe intelectuale și spirituale. Mâine, conferința din cadrul Târgului de Cărți și Arte Frumoase Arca lui Gutenberg, pe care o veți susține, poartă denumirea de Postomul și Psihiatria. Și m-a intrigat foarte tare acest titlu. Vreau să ne oferiți detalii. Acest titlu mi-a fost inspirat de titlul festivalului, care se numește Arca lui Gutenberg. Da. Ce este Arca lui Gutenberg? Este ceva care seamănă cu Arca lui Noe. Când a văzut că vine potopul, da. Noi a luat fiecare, câte o pereche din fiecare specie animală ca să salveze viața de pe pământ. Și astfel viața, când s-au retras apele, viața a putut să continue. E, acum noi ne aflăm într-o situație similară cu situația în care s-a găsit Noe. Vine potopul. Adică ce înseamnă că vine potopul? Vine societatea informațională, care va fi o revoluție extraordinară, o revoluție care, ca orice revoluție, va distruge foarte multe lucruri și din care putem spera că va ieși și ceva bun la un moment dat, dar cu mari sacrificii. Este ceea ce filozofia și religia indiană numesc, desemnează de lupta dintre Shiva și Vishnu, adică o distrugere constructivă. Și în această distrugere constructivă, unii pretind sau bănuiesc sau să tem sau să bucură că o să dispară și omul și că o să apară o altă entitate care este post-omul. Vă referiți cumva și la Homo Deus, adică omul Dumnezeu despre care vorbește... Pornesc chiar de la conceptul de Homo Deus al lui Harari, da. Pardon, care vorbește foarte mult despre post-om și în cea de-a treia carte a lui, care este pe punctul să apară, vorbește despre asta. Omul, ce se va întâmpla cu omul dacă informația umană poate să treacă pe un suport nebiologic,
atunci, într-adevăr, omul s-a dus pe cop, că vom avea de-a face cu totul altceva. Și problema care se pune de pe acum este cum putem salva valorile umane, ceea ce este mai strict, mai specific uman, cum le putem salva și cum putem să rămânem oameni chiar și în post-umanitate. Și cum le putem salva? Nu vreau să vă spun totul pentru ce o să mai spun mâine la conferință. Mâine de la ora 18, da. Vă reamintesc că la Palace veți, dacă veți fi prezenți acolo, aflați și răspunsul. Însă, care e legătura între postomul și psihiatria? Psihiatria este, printr-o definiție, psihiatria pe care am exercitat-o foarte mulți ani înainte de a mă retrage. Acum vreo 15 ani, sunt deja de 15 ani la pensie. Psihiatria este, prin definiție, o disciplină a omului. Deci, în această nebunie care va urma, psihiatria urmează să dispară. Sau, mai bine zis, să fie înlocuită de alte meserii. Dar eu mă întreb dacă, totuși, psihiatrul clasic, care este un om de sinteză, un om care îmbină cunoașterile științifice obiective cu sensibilitatea subiectivă, arta cu știința, literatura cu știința, nu are totuși un rost chiar și în postumanitate. Sunt curioasă cum va arăta psihiatria peste 100 de ani, de exemplu. Cel mai probabil este că se va diviza într-o mulțime de alte subspecialități. De pildă, vor exista specialiști ai creierului, adevărații manipulator de creiere, care noi psihiatrii săraci de noi suntem acuzați că suntem, dar nu suntem de fapt. Apoi vor fi oameni care vor continua să poarte un dialog, ceea ce va deveni din ce în ce mai scump. Pentru că serviciile strict umane, de la om la om, vor deveni din ce în ce mai scumpe și mai inaccesibile. Și acest lucru mi se pare în special periculos, pentru că noi așa suntem totuși democrați și credem că oamenii trebuie să beneficieze de aceleași îngrijiri, cel puțin în principiu. Și mă tem că această postumanitate, și de altfel și în scrierile lui Harari, această teamă există, se vor selecta anumite elite, că calitatea de om va rămâne o elită și îngrijirile pe care le primește omul ca om vor fi rezervate din ce în ce mai mult unor elite. Iată o mulțime de motive pentru care cred că rezistența trebuie să se organizeze într-un fel, nu în sensul unui conservatorism încăpățânat, pentru că reacționarii și conservatorii pierd totdeauna, ci în sensul adaptării comportamentului nostru realităților care vin și care se impun inevitabil, în sensul, ca să zic așa, al unui oportunism pios și binevenit. Credeți că și anume cărțile se vor pierde? Cărțile sunt speciile umane. Cărțile sunt oaia, vaca, porumbelul, corbul și așa mai departe. Cărțile sunt speciile umane care vor duce mai departe, dacă vor continua să existe și nu se vor distruge cu totul, realitatea umană, și o vor face să treacă dincolo, în post-om, și să salveze din om ceea ce este mai valabil. Asta este semnificația profundă a metaforii Arca lui Gutenberg. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste vorbe atât de frumoase. Mi-aș fi dorit să mai avem încă o oră de acum încolo și să discutăm. Însă, dumneavoastră, aveți ocazia mâine să vă întâlniți cu scriitorul și psihiatrul Ion Vianu în cadrul conferinței de la ora 18 de la Palace, Postomul și psihiatria, Arca lui Gutenberg, Târgul de Cărți și Arte Frumoase. Vă ofer această ocazie de a vă întâlni cu marele om, să-i spunem așa, dacă îmi permiteți, un intelectual rafinat, unul dintre puținii intelectuali rafinați pe care îi mai are România. Vă mulțumesc încă o dată. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim și dumneavoastră de atenție. Ne întâlnim mâine de la ora 16 de această dată pe TVR Iași. Să aveți o după-amiază cât mai plăcută. Nu ratați știrile de la ora 18.